Bună ziua, dragi reprezentanți mass media! Sunt Nadejda Tatarciuc, secretar general al Partidului Politic Pace și venim astăzi în fața dumneavoastră cu scopul de a oferi câteva detalii suplimentare despre acțiunea organizată de noi, membrii Partidului, în data de 5 decembrie, în fața monumentului Ștefan cel Mare și Sfânt. Cu toate că am primit mii de mesaje de apreciere și cuvinte de încurajare pentru acțiunea desfășurată la monumentul lui Ștefan cel Mare, totuși sunt și unele persoane care nu au înțeles corect mesajul nostru. Pandemia globală provocată de coronavirus ne-a schimbat modul de viață tuturor. Închiderea sutelor de firme, nesiguranța locului de muncă, dar și pierderea încrederii populației față de autoritățile statului, care deși ne îndemnau să purtăm mască, ei apăreau în fața noastră fără de ea și astfel au creat haos în societate. Haideți să ne gândim fiecare. Oare au gestionat corect autoritățile statului criza pandemică? Oare au fost alături de cetățenii săi? Sau au pus mai presus anumite interese politice sau economice? Sistemul medical, un important pilon al statului, în această perioadă a demonstrat cât de puternic și de bine organizat este, cât de mult își poate proteja angajații și ce poate face pentru ei în situații de criză. Dar munca continuă, 24 din 24 de ore, eroismul și sacrificiul medicilor nu este suficient fără suportul statului, care la moment lipsește și fără de care medicii nu vor reuși. Rând pe rând, în jur de 60 de cadre medicale, alături de peste 2300 de oameni și-au pierdut viața în această crâncenă luptă. Însă fiecare a fost o personalitate de valoare și avea un aport esențial în viața socială. Suntem cu gândul la atâtea persoane care au pierdut lupta cu COVID-19, însă aveau atâta putere și dorință de ea. În continuare, voi da citire demersului prezentat guvernului. Stimate domnule Chicu, Partidul Acasă Construim Europa, Pace, prezintă salutul său Guvernului Republicii Moldova și dumneavoastră personal și vă comunică că suntem profund îngrijorați de bilanțul cazurilor de COVID-19 în țara noastră, care până la data de 30.11.2020 a ajuns la cifra de 107.364 cazuri, cu înregistrarea, cu regret, a peste 2.300 de decese, dintre care 56 lucrători medicali. Examinând datele oficiale postate zilnic, atestăm o creștere a numărului de cazuri înregistrate și o situație alarmantă manifestată prin lipsa locurilor în instituțiile medico-sanitare spitalicești, unde sunt internați peste 3.788 pacienți confirmați cu infecția COVID-19, dintre care 303 în stare extrem de gravă, dar sunt încă mulți cetățeni care se tratează la domiciliu din lipsa locurilor în unitățile medicale existente. În vederea soluționării situației dificile create, care vizează soarta fiecărui cetățean și a Republicii Moldova per ansamblu, noi, Partidul Acasă Construim Europa, intervenim respectuos cu solicitarea de a include pe ordinea de zi a ședinței Comisiei pentru situații excepționale a Republicii Moldova și realizarea următoarelor măsuri care ar salva mii de vieți omenești și va preveni răspândirea virusului COVID-19, precum sunt: testarea masivă a populației pe întreg teritoriul Republicii Moldova într-un timp relativ scurt, selectarea persoanelor din întreaga țară care sunt bolnave de COVID-19 sau alte boli cronice și internarea acestora în mod prioritar în spitale. Persoanele care au o formă ușoară de COVID-19 să fie tratate la domiciliu sub supravegherea medicilor, cu acordarea tratamentului gratuit din partea statului pentru a preveni răspândirea virusului pe întreg teritoriul țării. Acordarea gratuită în spațiile publice și locurile publice din partea statului a măștilor și dezinfectanților. Considerăm că acțiunea autorităților de a bloca acasă cetățenii și asista activitatea oamenilor de afaceri este nejustificată, fiind reduse considerabil veniturile populației apte de muncă și produse în lanț consecințe negative la nivel micro și macro. Următoarea. Majorarea numărului mijloacelor de transport public pentru a permite deplasarea cetățenilor Republicii Moldova care nu sunt în grupul de risc la serviciu sau alte necesități stringente, cu asigurarea păstrării distanței sociale.
acordarea suplimentului necondiționat la salariul fiecărui medic care luptă în prima linie cu virusul COVID-19 pentru munca în condițiile pandemice, efortul nenormat și riscul la care se supun. Instituirea unor spitale de câmp în apropierea imediată a spitalelor mari, precum Spitalul Republican, Spitalul Mai și alte centre spitalicești mari unde există suportul masiv a medicilor. Continuarea tuturor proceselor de învățământ și studii, deoarece gradul de cunoștință și însușirea a materiei este afectată enorm. Acordarea suportului la salariu profesorilor și educatorilor de 20-25% drept recunoștință pentru riscul la care se expun, deoarece ei își continuă activitatea în circumstanțe dificile și educă generații viitoare. Următoarea. Acordarea unui suport considerabil în fiecare lună de minim 1.000 de lei pentru persoanele în etate, deoarece ei sunt cei aflați în grupa de risc și trebuie să stea în casă izolați, neavând posibilitatea de a se deplasa și obține alte resurse de venit. Cunoaștem din prima sursă că au fost multiple promisiuni adresate cetățenilor și în mod special medicilor, dar sub egida autorităților și Ministerului Sănătății, care nu cunosc problemele de la fața locurilor a cadrelor medicale, se realizează diverse mușamalizări și impedimente. Nu sunt acordate suplimente la salariul corpului medical și echipamentul de protecție absolut necesar în această perioadă. Partidul Acasă Construim Europa vă mulțumește anticipat pentru examinarea și expunerea pe marginea situației date. Vă mulțumesc! Astăzi, cu durere, am aflat că unul din cei mai iubiți dintre moldoveni, Valeriu Turea, a decedat din cauza COVID-19. El este omul cu care cu mândrie putem să vorbim, el este un moldovean adevărat. Era un om respectat, cât în țară, cât și peste hotare. Însă, managementul rău al tot sistemului a dus la pierderea vieții acestor astfel de oameni. Eu, în calitate de autor a Cărții de Aur a Basarabiei și a Republicii Moldova, pot afirma că noi suntem un popor foarte, foarte talentat. Decesul a 2300 de oameni va duce considerabil, un aport considerabil negativ asupra dezvoltării Republicii Moldova, deoarece au fost lăsate să moară oameni care puteau să fie la fel de talentați cum sunt oamenii din Cartea de Aur. Aceste persoane aveau toate șansele, deoarece avem același fond genetic, să se manifeste și să aducă un aport considerabil cât pentru Republica Moldova, cât și pe plan mondial. Astăzi voi prezenta un exemplu de persoane și împreună cu echipa vom prezenta câteva persoane care ne-au impresionat. Persoane care sunt născute în Republica Moldova și au rezultate de talie mondială. Astfel de persoane se pot regăsi și printre persoanele care au decedat. Lor li s-a interzis dreptul de a trăi, deoarece a fost un management slab. Chitrosel. El este născut în Soroca. Familia sa vine de bază de la satul Chetrosu din raionul Soroca. Familia s-a americanizat, însă este omul moldoveanul care a creat camera pentru Polaroid. Este omul care a adus un aport pentru tot ce înseamnă știința mondială. Este un vizionar. Este născut în Moldova și a rămas în istoria omenirii. Vă mulțumesc! Valeriu Turea, părintele diasporii moldovenești, astăzi a plecat în ceruri. Întreaga diaspora este în doliu. Exprim sincere condoleanțe tuturor celora care l-au cunoscut, care l-au iubit, pentru că a fost cel care ne-a așteptat, ne-a întâlnit, ne-a sfătuit și ne-a petrecut ca un părinte în lume. Nicolae Zilinski, activat în perioada anului 1861-1953, chimist organic. Este fondatorul Școlii de Științe. Este recunoscut întâi de toate prin inventarea cărbunelui activ și a măștii antigaz în anul 1915. A fost declarat om de știință a Federației Ruse. În anul 1924 era deja corespondent al Academiei de Științe. În 1929 era academician al Academiei de Științe din Uniunea Sovietică.
În anii 1942, 46 și 48 a primit 3 ordine Stalin, iar în 1945 erou al muncii socialiste. Născut în Moldova. Vreau să-l cunoașteți pe Teodor Gârneț, basarabian născut la Cahul, inginer specializat în domeniul proiectării motoarelor pentru avion. A adus un aport considerabil la proiectarea motorului pentru cel mai puternic avion militar de pe acele timpuri, Yar-80. Creație a unui om din Moldova care a concurat cu avioane de luptă moderne precum cele germane, britanice și japoneze. În continuarea celor spuse de către colegii mei, vreau să vă prezint pe Abraham Neyman. Este o persoană născută în Orhei la 5 mai 1893. Este un inventator și un inginer. Această persoană a inventat sistemul central de pornire a automobilului, sistemul central de închidere a automobilului și sistemul antifurt. În 1934 a patentat așa numitul lacăt Neyman. În 1950 a deschis așa o companie cum ar fi Claxon, care este cunoscută și astăzi drept o companie ce vinde sisteme antifurt. Această persoană a fost născută în Moldova. Vă mulțumesc! Gheorghe Александрович Бутезату происходит из бессарабского дворянского рода. Изобрел четырехвинтовой вертолет, работал в НАСА США. Самуил Замурей, ку нумеле сау натив Самуил Змура. Наскут ин Кишинев, а девенит ултериор унул дин чей мей мари продукатори ши експортатори мондиаль де банане. Ил кунаштем ку тоци această companie ca bananele Chiquita, născut în Moldova. Moris Berlin, născut la Chișinău la 15 aprilie 1895. Acesta a fost un om de afaceri american și persoana care a dezvoltat cel mai mult marca chitoarelor Gibson. Născut în Moldova. Eugeniu Cușăriu, născut la Mihăilini, Râșcani, este fondatorul școlii lingvistice din America Latină și școlii lingvistice din Tübingen, Germania. Este doctor honoris causa a peste 50 de universități din lume. Născut în Moldova. Александр Лорен, рожден в Кишиневе, Бессарабской губернии в 1849 году, изобрел пенный огнетушитель. В свое время стал свидетелем мощных, трудноподающихся тушению пожаров, которые произвели на него сильное впечатление. Лорен решил создать жидкое вещество, которое могло эффективно повлиять на тушение пожаров. Григорий Баштан. A fost născut în raionul Sângerei și a fost un general-major parașutist român. A rămas în istorie datorită spiritului său de inovator și anume prin realizarea completului de parașute BG-7M. De asemenea, în anul 1970 a înregistrat un record național la săritura cu parașuta, efectuând o săritură de la înălțimea de 10.000 de metri, cu o cădere liberă de 7.000 de metri. De asemenea, născut în Moldova. Sir Michael Moise Postan, născut în Bender. A fost cunoscut ca redactor al seriei Istoria economică a Europei din Cambridge din timpul apusului Imperiului Roman.
A fost premiat ca membru al Academiei Britanice și singurul moldovean care a primit titlul de sir de la regina Elizaveta, născut în Moldova. Alexei Șusev, renumitul arhitect care a proiectat și a realizat mauzoleul lui Lenin. El împreună cu echipa lui de arhitecți după al doilea război mondial a reabilitat orașul lăsând arhitectură de valoare în orașul Chișinău, născut în Moldova. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Eu voi încheia această prezentare a personalităților notorii născute în Moldova, dar care au revoluționat spre bine omenirea prin invențiile lor. Voi vorbi despre Alexandru Plămădeală, este cel mai bun sculptor al mijlocului secolului 20 din Basarabia, capodopera sa fiind monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt din centrul capitalei. Dragi cetățeni, astăzi noi, echipa Partidului Politic Pace, am venit în fața dumneavoastră să dăm unele detalii cu privire la acțiunea desfășurată la 5 decembrie în scoarul monumentului Ștefan cel Mare, și anume aplicarea măștii de protecție domnitorului nostru, pe care îl slăvim, îl cinstim, îl respectăm, așa cum respectăm simbolurile de stat și statul Republica Moldova. Am făcut această acțiune asumată, știind că o parte din cetățenii Republicii Moldova probabil vor fi dezinformați sau nu vor înțelege această acțiune. Dar această acțiune era extrem de necesară. Republica Moldova este într-o situație extrem de gravă la tot ce înseamnă evoluția pandemiei COVID-19. La propriu, în fiecare zi, mor oameni cu zile. Și când spun mor oameni cu zile, atunci vorbesc despre faptul că mor oamenii care mai au de trăit pe aceste pământuri, au de făcut foarte multe lucruri. Și de ce am ieșit astăzi în fața dumneavoastră cu lista acestor personalități notorii care nu au fost cunoscute doar în Moldova, dar în întreaga lume? În cei 2000, peste 2300 de persoane care au decedat, cine poate ști câți oameni talentați a pierdut Republica Moldova și întreaga omenire? Cine îi poate spune? Guvernul? Comisia care gestionează prost această pandemie și-a transformat fiecare deces al persoanelor dintr-o tragedie, din empatie către poporul nostru, în cifre sterile pe care le prezintă la știri? Ne aducem aminte că mai înainte, când se laudau de succese, nu știau care din cei mai înalți demnitari ale statului să iasă să dea acele cifre. Că vezi, Doamne, ei au gestionat cumva această pandemie. Astăzi le rușine. Nu mai ies în fața oamenilor. Dar și irresponsabilitatea de care dau dovadă în raport cu gestionarea pandemiei este strigătoare la cer. Noi am făcut această acțiune pentru a sensibiliza societatea și responsabiliza autoritățile. Societatea am sensibilizat-o. Am văzut că nu a existat nicio acțiune pe niciun site de știri sau canal de televiziune unde nu a fost reflectată. Uneori corectă, în alte ori distorsionată, în dependență de cine ține aceste televiziuni în buzunarul lor. Dar marea majoritate au arătat corect această acțiune. Noi vrem să spunem că am avut dreptate în acea acțiune și astăzi ne convingem de acest lucru. Uitați-vă, aici am răspunsul de la Cancelarea de Stat a Republicii Moldova, care l-am primit aseară, târziu, pe poștă. Ce scrie aici? Prin prezenta se remite spre examinare demersul domnului Gheorghe Cafcaliuc, președinte al partidului Acasă Construim Europa, numărul din 4 decembrie, către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Noi considerăm că și catalogăm acest lucru ca o bătaie de joc, ca o pasare a responsabilității și ca o incompetență totală. Atât celor care au trimis acest demers către Ministerul Sănătății, cât și celor care au semnat acest demers. De ce?
În planul nostru de acțiuni și în viziunea clară ce trebuie de făcut în țară, fiind acțiunile consultate cu specialiști din toate domeniile, începând de la medici, oameni de afaceri și alte categorii de persoane, profesori, vârstnici, care se ciocnesc cu problemele COVID-ului, noi am expus aici câteva lucruri. Și aici am întrebarea. De exemplu, da? Acordarea gratuită în spațiile publice și locurile publice din partea statului a măștilor și dezinfectanților. Ce va face Ministerul Sănătății în acest fel? Ei nu au rezerve pentru asta. Aici vedem deja că este o bătaie de joc din partea celor de la Cancelarea de Stat, care nici nu au examinat acest demers, dar l-au pasat păsând responsabilitățile. Majorarea numărului mijloacelor de transport public, ca cetățenii să nu stea ca într-o cutie de chibrite unul lângă altul și se infecteze. Mărind numărul transportului public, noi reducem numărul de îmbolnăvire celor care trebuie să meargă la serviciu, la școală sau în alte părți. Acordarea suplimentară necondiționată a salariului fiecare medic care luptă în privința COVID-19, vorbim despre acele suplimente pentru riscul profesional. Fără Ministerul Finanțelor nu va face nimic Ministerul Sănătății. Instituirea unor spații, spitale de câmp, care vor fi în apropierea celor două mai mari spitale de Republica Moldova, unde se pot pune și alți bolnavi de COVID, știm că astăzi este o lipsă mare sau o deficiență de mare de locuri în spitalele care sunt. La fel este pasat aici și nu poate face nimic Ministerul Sănătății. Continuarea tuturor proceselor de învățământ, de studii. Ce are Ministerul Sănătății cu continuarea proceselor de studii și cu celelalte? Noi am solicitat concret ca în cadrul comisiei. Am solicitat ca profesorilor și educatorilor să fie mărită salariul cu 20-25% pentru riscul profesional și am solicitat ca să fie continuate studiile, fiindcă învățământul lasă de dorit în această perioadă de pandemie. Am solicitat ca în perioada pandemie, cât suferă vârstnicii, mamele, bunicii noștri care sunt izolați acasă fiindcă sunt în gradul sporit de risc, să le fie acordată la pensie suplimentar câte 1000 de lei pe perioada pandemiei, fiindcă ei sunt restrânși să stea acasă și nu au alte soluții de a găsi cu ce să se întrețină în această perioadă. A vorbit colegul meu despre, și domnul Denis și doamna Valentina, despre persoana din cadrul guvernului care a decedat. Aducem condoleanțe familiei. Ne pare foarte rău că s-a întâmplat. Vreau să îl întreb pe prim-ministru. Am auzit că și dumnealui s-a infectat de COVID-19. Îi dorim multă sănătate. Domnule prim-ministru, ce trebuie să întâmple în Republica Moldova? Cine să se îmbolnăvească sau să decedeze? Ca dumneavoastră să luați o atitudine. Ca comisia să facă acei pași necesari pe care îi așteaptă societatea. Ca să reducem numărul de oameni care decedează în fiecare zi și ei s-au transformat deja în statistici pentru instituțiile statului. Dar durerea enormă pe care o simte fiecare familie când pierde un apropiat, ea nu poate fi numărată, recuperată nicicum. Și mă întreb, când se vor apuca instituțiile statului responsabile de a preveni și de a nu admite îmbolnăvirile masive de COVID-19 și câți oameni asemeni lui Alexandru Plămădeală sau ceilalți care au fost prezentați de colegii mei vor deceda cu zile din incompetența și inacțiunile autorităților nefăcând ceea ce este nevoie. Partidul Acasă Construim Europa vine cu un apel către societate. Haideți fiecare de noi să fim un exemplu, să ne mobilizăm. Să comunicăm celor apropiați că este bine să ne protejăm. În același timp, venim să responsabilizăm autoritățile statului. Nu așteptați, Doamne ferește, să decideze cineva din familia voastră, că doar atunci să conștientizați responsabilitatea enormă care o aveți pe umerii voștri atunci când ați accesat într-o funcție în stat. Acționați astăzi, că mâine poate fi târziu. Vă mulțumesc!